Salut, prieteni! Acest videoclip este prezentat de EA Game Changers. Le mulțumesc celor de la EA pentru că mi-au acordat acces mai devreme la FIFA 21. Și ce vedeți aici sunt imagini dintr-o variantă nefinalizată a FIFA 21, care nu reflectă produsul final. Mai pot fi update-uri, se mai pot schimba anumite lucruri în ceea ce privește gameplay-ul până când apare jocul full în octombrie. Așadar, 5 victorii, 2 înfrângeri până acum în primul meu weekend league la FIFA 21 și primul loc are 26-4, pot intra în top 200 dacă fac 12 victorii, acum mai e până acolo. Astăzi o să cerc să joc undeva la 8 meciuri în acest videoclip, în partea a doua. Băieții au contracte și când cu Ronaldo, Messi, Mbappé, Neymar, echipa asta arhistelară și încerc să obții rezultate cât mai bune. Avem și primul meci. Conexiunea foarte bună aici în beta. Trebuie să zic din nou, se mișcă perfect. Jordi Alba e singurul de gold, în rest sunt jucătorii boostați. Neymar, Mbappé, Ben Yedder. N-am mers pe Ronaldo, n-am mers pe Messi. Interesante alegeri, probabil pentru mai mult chemistry. Are 196 totuși. Eu am doar 80 și ceva chem, dar sunt jucătorii prea buni ca să nu fie băgați acolo primul 11. Jucăm acasă. Parcăm autobuzul pentru o victorie în acest meci de weekend league. Perfect! Messi, gol! Lionel Messi și artificiile sunt acolo. Lionel Andres Messi dă primul gol din partea a doua de weekend league. Se bătrânește cu Ronaldo și Neymar. Superb! Oh, Mbappé! Mamă, ce fază de pas aici! A trecut prin toată apărarea mea. Neymar tot cu finesul, gol! Două fineseșuturi care se duc cum nu se putea mai bine. Și e din nou celebrarea lui Neymar. Virgil o scoate de pe linie. Ce fază! Mi-am dat seama acum că nu mai am liniile alea albastre, sunt tot albe acum. Nu știu ce s-a întâmplat acolo, trebuie verificat. Hai, Ben Yedder! Prea mult spațiu în defensivă. 2-2. Oh, nu! Șutul ăsta din prima a fost super OP. Bine, s-a prelungit aiurea pentru că n-a fost niciun minut arătat de la margine. Dar ia uite că a avut și mai multe șuturi, n-am ce să zic. Sară la Neymar, 4-2. A primit Neymar, Neymar, gol, 4-3. Încă sunt în match, se mai pot întâmpla lucruri. 20 ceva de minute până la final și poate egalez. Bine, Alisson, dar iar sare la el. Aia e. 5-3. Va fi o nouă înfrângere. Final de meci. Pierd cu 5-3. Nu e un start bun de zi de weekend league. Al doilea meci poate va fi mai bine acum. Lloris și Marcelo. Este Sissoko, Kanté, linia de mijlocaș defensiv. Mbappé, Neymar. Interesant că nu știu cu Ben Yedder, nici cu Ronaldo, nici cu Messi. Ronaldo la Mbappé. Kylian Mbappé. Nu e destul de rapid acolo să treacă, dar Messi o face. Messi 1-0. Bine, iar începem bine. Poate acum o să stau mai bine în apărare. Bine, mă, Neymar. Mbappé centrează către Cristiano Ronaldo. Încerca să o farfecă Ronaldo. Mbappé, bine Mbappé. Ce întoarcere. Sunt fatale aceste întoarceri. 2-0. A scăpat Cristiano Ronaldo și este gol. Prea ușor, câteva pase și
Direct era Ronaldo acolo. Neymar, super! Neymar! Continuă, Neymar! Neymar! Ratează! Ce tare a fost! Multe dribblinguri, mi-a plăcut mult faza. În sfârșit se pot face astfel de combinații. Treaba e că iarăși scapă pe contraatac și șutează cu Neymar. Cred că ar fi vrut să-i paseze lui Ronaldo, dar am văzut că-l țineam. Ronaldo bară! Gol din corner. Da, uite că merg cornerele mult mai bine la FIFA 21. Păcat că eu încasez și mă egalează. Nu cred. Deci toate la el. Na, n-am nimic de comentat. Ce să mai... Deci ce înseamnă asta, frate? Vedem Mane Son și să vedem. Son, centrarea, gol, Ben Yedder. 3-3. Bine, cu noi intrați. Da, prelungiri. Cred că e prima dată. Oho, joc cu Pwnage. Ha! Este un jucător super experimentat ăsta care joc eu aici. Țin minte că jucam cu el pe vremuri pe la FA 13, FA 14, prin diverse turnee online pe SL. Are un portofoliu. Ben Yedder, bine, Ben Yedder! 4-3, ăsta e! Visam Ben Yedder în forță. Intră cu două goluri acolo. Ben Yedder. Foarte bine! Hat-trick! Senzațional! Mă gândesc să-l bagă loc de Ronaldo acum. Efectiv! Vine Visam Ben Yedder și face furore aici. Son! Trece Son! Ben Yedder! 6-3! Ce a însemnat Ben Yedder în acest meci? Dar va fi în continuare incredibil și la FIFA 21, asta e clar. O bombă cu stângul. A fluierat! Cum adică? Bine, nu mai conta neapărat. Bine, aici nu știu ce se întâmplă. Da, ok. Victorie! Asta e importantă, trebuie foarte greu. Iată, în Silver 3, 6 victorii, 3 înfrângeri din primele 9 meciuri. Full cu băieții. Este un nou match. Pot oare să ajung la 7-3? Ar fi bine. Oh, bine, brav. Și revers elastic, o să se pună mai bine pe șut. Super. Mamă, m-a făcut. Am scos portarul cam prost acolo. Mă gândeam că poate se panichează, dar nu, pare a fi un nou oponent veritabil. Iar m-a făcut. 3-0. Mă țin prost rău în defensivă. E mult mai greu să te apere acum. Va trebui să lucrăm serios pe defensivă ca să ne ținem bine la FIFA 21. Vă zic de pe acum, pare a fi greu de apărat împotriva unor mega jucători cum sunt ăștia care jucăm în momentul ăsta. Messi, șutul lui Messi, gol. 3-1. Dăm și noi un gol cu Lionel. Repriza a doua. E gol! Ronaldo! 4-1, bun de tot pe atac. Îmi place cum joacă, e bun meci ăsta pentru antrenament. S-a dus Ben Yedder. Este Icaro Ben, gol! 4-2. Încă 15 minute, cam puțin timp la dispoziție. Final de meci, pierd cu 4-2. Cele mai grele meciuri de până acum continuă, are un jucător de 7-6 fără poză acolo. În rest, jucătorii pe care îi știți.
Mbappe primește. E Kylian, fake shot-ul nu e bun. Nu, nu trebuie să vizez pe un fake shot. Mă gândeam că poate driblez portarul așa. Neymar, cam așa se trage. Eu n-am înscris, el o face 1-0. Vineder, Mbappe, altceva. Firez shot, 1-1. Pare a fi un meci foarte ofensiv. Cred că vom avea parte din nou de multe goluri. Uite cum trece. N-am scos portarul la timp. Nu mă așteptam să treacă chiar așa. O minge ciudată. Are 2-1. Greșeala mea 100%. Oh, ce culoare pentru Mane. Brav. Îl vede bine pe Sadio Mane. Oh, Alisson, ce faci? 4-1. Neymar, Messi, gol. 4-2. Sunt prea în urmă mereu, nu înțeleg ce se întâmplă. Iau golul ușor, cred că asta e singura problemă. Că în atac apuc să marchez. Vedeer. KDB cu stângul, gol de Bruyne. Bravo, 4-3. Hai că ușor, ușor mă apropii de el. Ia uite, iar îmi scapă Reneder. Și nu prea ai ce să-i faci. Bun lobul. E de făcut în astfel de situații. 5-3. Messi, bine Messi. 5-4. Câte goluri. E nebunie și în meciul ăsta. Neymar, bine Neymar, Neymar, bară! Nu, nu așa, putea fi 5-5. Meder, De Bruyne, nu se poate apăra Alisson, mamă, n-am făcut 5-5 nici aici. Da, mame bune, nouă înfrângeri. Pierd cu 5-4, nu pot să cred, a avut mare ghinion pe final. Lupta continuă. Și cu ele meciurile infernale. Și iată Lloris se poartă. Teles 89. Mamă, mamă, mamă. Ben Yedder a făcut mijlocaș central pentru chemistry. Stă foarte bine în ceea ce privește chemistry-ul. Ah, iarăși îți scap Marez acum. Foarte greu acolo. Da, Mbappé. Face 2-0 Kylian. Mbappé, excelent. Da, un atac bun în sfârșit. Este 2-1. Da, se trage de timp și în beta, pentru că da. Da, e offside. Bravo lui că a tras de timp pe final. Mamă, 6-6. Trebuie să vă zic că-s puțin neliniștit. Sunt foarte multe frângeri la rând deja. 4 frângeri astăzi e greu. Deja simt o oarecare presiune, pentru că trebuie să câștig și eu un meci acolo. Nu știu ce se întâmplă, dar n-am mai reușit. No! La gol Agüero. Și are 1-0. Messi marchează. N-am putut să-l țin. Face 2-0. Ah, 3-0. Wow. Ronaldo, golul de onoare. 3-1. Cristiano mai dă și el încă un gol. Dublă, dar degeaba. Este iar o frângere și au 6 victorii și 7 frângeri. Da, încerc să repar recordul ăsta în următoarele partide. Să vedem. Albert
pe viteză și pentru chemistry în această echipă, pe lângă ceilalți jucători de top. Ben, hai Ben, gol Ben, așa mă, începe montați. Începe montați pentru remontada. 1-0. Nu, pierd aiurea mingi. Trebuie să degajez. Și se face 1-1. Hai mă, incredibil. Oa, gol Griezmann. Hai că m-am întors. A durat câteva minute de FIFA. În care o Messi, finesse impecabil. 2-2. Chiar nu mă dau bătut, vreau neapărat victorie în meciul ăsta. Nu se poate să pierd. Deci nu există această variantă. Eder, Messi, tot cu finesul Lionel Messi. 3-2 la pauză. E perfect. Reușesc să mă pun din nou în avantaj în această partidă după 45 de minute. Nu, no, l-am lăsat. Cream că pasează în centru. Nu l-am atacat pe Neymar, n-am 100% că pasează. Oh, este Messi, gol! Lionel Messi, omul acestui meci, cu siguranță. 4-3. Ce pasă lungă acolo. Și nu ezită Messi. E gata, în sfârșit o victorie din nou. 7-7. Foarte complicat. Sunt la o victorie de Silver 2 acum. Poate o victorie în următorul meci. Ultimul meci din acest videoclip, care pentru mine a fost infernal, sincer, foarte grele partidele. Mbappé cu Ben Yedder, perfect, Ben! Face 1-0, așa mă. Francezii intră combinații acolo și i-am făcut pe adversari. No, e o pasă bună. Kylian Mbappé. Se afla bine tot Mbappé acolo în centru. Messi, super Messi, apără Alisson. Ce trecere. Mamă. Ce bine a rezistat Lionel Messi, ce contraatac. Are 2-1. Chiar am avut efectiv ce să fac aici. A scăpat Mbappé. Sunt pedepsit încă. 3-1. Oh. Neymar, frumos. Un atac foarte frumos ăsta. Am prins bine pe Neymar acolo, e penalti. Alisson ia la picioarele lui Neymar. Poate marchez după acest penalti. Se bat cu Mbappé. În stânga Mbappé, gol. 4-2. Neymar, iată ce gaură în centru. Neymar, bară. Ha-ha, clasic. Bun, frumos. Centrare excelentă și mi-a plăcut mult lovitura de cap. Foarte exactă. Ronaldo. 5-3. Da, măcar am marcat azi destul de goluri. Așa, ca un plus pentru multe înfrângeri. 2 victorii, 6 înfrângeri în acest video. Și sper ca în cealaltă jumătate lucrurile să meargă mai bine la Weekend League. Acum rămâne de văzut în următoarele episoade ce se va întâmpla mai departe. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like acolo. Apreciez foarte mult. Mulțumesc mult pentru atenție. Pa, pa!